Mă, du-te de aici, mă, vede drum cu vlogul tău cu tot. Dar nu știu ce ai trebuit. Ce atât îți trebă bendia? Nu știu acum dacă mă filmez și am un microfon în față, că o să zic că a fost extraordinar, perfect, a mers totul lin. Nu s-a întâmplat nimic greșit. Cine îmi face mie poză? Iosif Miclăuș, fostul meu elev. Ce am fost și ce am ajuns? No, mă apucam de filme de acum 20 de ani. Bă, Nicule, adevărul că am mințit la fata cu bani, nu a fost chiar un milion. Am ajuns bătrân să cerșez roluri. Dumnezeu să ierte pe Rodica cu familia. Moartea în vacanță merge înainte. Ne vedem la Parastasul de 6 săptămâni. Mergeți la toate filmele, că-s geniale. Și bine v-am găsit. Vă rog, nu stați în picioare, că nu e mormântare. Să ridice mâna cine are loc liber lângă dumnealui sau dumneaei. Hai să-i primim în aplauze pe cei care stau în picioare. Că suntem clujeni, ce drag, ospitalieri, orașul Caritasului, bravo! Ciocoflenderilor, vorba maestrului Piersic, care patronează această seară, Mircea dă lovitura. Bravo lui și aplauze! Toți prietenii, neamurile lui Mircea, au zis, bă, ai un milion de euro, lasă dracu filmele! Ia-ți apartamente în complexul Nordis! Vă dați seama că dacă făcea filmul ăsta în Cluj-Napoca, cheltuielile erau de 100 de ori mai mult? Păi să filmezi pe Someșul Navigabil, să filmezi la metrou, să filmezi în spitalul regional. Dar și filmașile făcea, că Mircea să ține de cuvânt. Amin! Care v-a plăcut cel mai mult? Mircea Bravo, uitați-l. Mircea Bravo e aici, a lipit. Și da. Mircea, 3-0 pentru Mircea Bravo. Mergem să mai numărăm. Domnul Deceanu, un actor cu ștate vechi. Pe la 78 de ani. Ai să râzi, auzi? Știi care e definiția bătrânului? Un tânăr care a avut noroc. Și ați avut noroc cu am doamna... Am avut noroc cu ea, bineînțeles. Cu doamna Deceanu. Maria Mihaela, Rodica în film. Dar nu, este... A făcut un rol frumos de compoziție, da. Și... Mă rog ca și cum aș muri mâine și muncesc ca și când aș muri niciodată. Piști grozav, faceți un tandem? Da, mai rămâne să ne luăm bicicletă, să rămână, cum a fost? Păi mai ce poate dori un actor la pensie? Să moară în poros și să fie... Ați omorât-o. Era să zic în copârjău din ăla special, știi? Nu, nu. N-a stat în el. Nu, absolut și nici între lebenițe, nu. Am stat foarte comod. Băieții sunt minunați, Maria este extraordinară, așa că ce să zic... Mai dă, Doamne, odată, repeat, please. Mai dă-ne, Doamne, o moarte frumoasă. Să rămână. Am vorbit și cu Domnul, e de acord, da? Cu ce am zis. Bine. Să rămână. Ați apărut și în filmul ăsta, tante Lenuță. Am apărut, dar într-altă postură, într-altă ținută. Cum v-a căzut cu colopul ăla pe cap? Că dumneavoastră sunteți cu năframa obișnuită. Da, bine, dragă, dar de aici încolo mă modific și eu. Doamne, dă sănătate, n-o spune tu, mă. Uitați-vă. Pe cine văd eu? Suce-te Dumnezeu din cer, al lui tu. Ai mândră, ai fost așa cu con, ai fost acolo și că ai fost din Paris, e pe la suburbii de Paris, nu de la Chintău. O turcoică de-aia. O turcoică de-aia. Mă, du-te de-aici, mă, vede drum cu vlogul tău cu tot. Dar nu știu ce ai trebuit. Ce atât îți trebă, Beni? Vreau să-ți spun, Micu, că te iubesc, asta o știi. Atâta de fain ai prezentat, atâta ești de prost. Atâta poate fi de vreau prost, să te depășesc, mă, atâta de că-s crescut la școala lui tanti Lenuța și mă, vreau să te depășesc. Ai stat în picioare jumătate de oră și nu te-ai plâns de picioare, nu? Aia mi se pare că ești vrednică. Ce? Pe scenă? Când ajung aici? Când ești pe scenă, să termină oboseala. Când meri acasă, tătă ptii jos să te destrami în bucăți. Nu mă lăs. Mă, ai venit prima dată la mine și am făcut. Da. Și de acolo încolo ce am ajuns? Amândoi. Absolut. Merem înainte. Absolut, de asta zic. Nu, și dacă nu le place, noi nu avem chiclazău să-i chiclăzim. Să-i chiclăzim deloc. Să-i chiclăzim. Doamne ajută-ne. Să ne vedem cu bine și... Și la anul. Care vine în filmul 4. 4-lea. Să rămână. Pe lângă scena stand-up-ului, acum și pe scena marilor filme. Miss Maria Popovici, bună seara și felicitări pentru rolul pe care l-ai făcut. Mulțumesc mult, bună seara. Cum te-ai simțit la filmări? Cum a fost deplasarea în străinătate? Măi, a fost foarte mișto, pentru că am cunoscut niște
acum o să pară că zic așa, dar chiar am cunoscut niște oameni extraordinari, pe Mircea și echipa lui, și ne-am distrat împreună, sincer, și cred că s-a văzut. Rezultatul, într-adevăr, s-a văzut. Cum apreciez sala, cum apreciez oamenii care au... În primul rând, publicul din Cluj e ceva minunat. Noi venim aici să facem show-uri de ani de zile și mi se pare că în tot turneul prin România vii la Cluj ca să găsești așa și un pic de... Zici că îți găsești familia, chiar dacă nu ești aici. Pentru că aveți un fel foarte cald de a fi așa. Cum a fost colaborarea cu scenariștii, cu regizorul, cu... toată treaba care presupune un film. Dă-mi seama acum dacă mă filmez și am un microfon în față, că o să zic că a fost extraordinar, perfect, a mers totul lin. Nu s-a întâmplat nimic greșit. Abia aștept să mai colaborăm. A fost mișto, glumesc. Toată lumea, bine. Ai făcut un rol magistral. Ți-am zis că ești Anthony Quinn din Zorba Grecu de acum 50 de ani. Tu ai făcut un remake. Ai fost peste tot, nicăieri, dar ca un spiriduș puc, în spirit grecesc. Cam asta a fost și ideea, trebuie să zic că am muncit foarte mult pe scenariu când ne-am băgat în, când ne-am implicat în proiectul ăsta și l-am luat, l-am stat, am cercetat. Să știi că mult am luat de la Zorba Grecu, am luat foarte mult de la, din bucuria lui Anthony Quinn, din personajul acela, că e un aerian, un vagabond, un hoinar, un pierd de vară, un pierd de vară, exact. Care tot timpul se gândește la bucuria vieții și mai luăm puțin. O bere, nu? Hai să ne luăm. Hai, da. Și bineînțeles că a trebuit să-l apropii de mine, și dar m-am inspirat foarte și m-am ajutat în primul rând, ne-au ajutat foarte mult Mircea, Maria, doamna Mihaela și ne-a ajutat și... Tot cei cu mă, Mircea, Maria, da, Mihaela, da, da. Cristi, tot cei da, cu... Da, cei cu mă, Mristi. Mristi, Mristi. Mristi, da, Mristi Mostel. Și a fost super tare, deci chiar acum să văd rezultatul, sincer, la cât am filmat, pare puțin, bă, dar mai erau... Și de ce n-am băgat și aia și aia? De aia că într-o noapte pe la 4 nu puteam să dorm din cauza unui țânțar de Grecia. Și am zis, dacă și așa la 6 trebuie să fiu pe set, hai să mă uit un pic, să-i caut pe toți. Adică le-am reținut toate numele de fiecare în parte. M-am interesat pe Facebook, pe YouTube, pe Google. Și mi-am dat seama cu ce oameni valoroși și super talentați am lucrat și m-am dus cu un pic cu altfel, o altă, cum eram eu la început, a, nu-i cunosc pe așa, m-am dus după aceea și am fost, băi, ți-am văzut filmul, ți-am văzut imaginea, ți-am văzut povestea, ți-am urmărit așa, hai să, parcă eram mult mai apropiați. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și am învățat foarte multe din acest... proiect. Super tare. Ai văzut tot ce a produs Mircea Bravo, da, până acum, așa-i? Cele trei, toate. Toate cele trei. Hai și tu aici. Le-am văzut toate trei. Și? Le-am văzut pe toate trei? Da. Și poate voi scrieți pe acesta. Să zicem că noi, Mircea Bravo, între noi, ce ai zice despre filmul Moartea în vacanță? De rău. N-ar fi nimic de rău. A fost chin pentru voi că ați fost cu Moartea în vacanță. Dar restul a fost foarte bine făcut. În sensul că a avut o cursivitate și întotdeauna ați avut partea de suspans, nu dirijată, ci de instant. Și aia e foarte bine. Și nu a fost făcut ca un calop de micro sketch-uri, ci un film cap-coadă foarte bine. Se vede scenariul din spate, se vede evoluția de la prima. O să le știi din prima, nu. No. Trebuie să încep de jos ca să poți urca. Dacă încep de la bine, de aia, nu, știm de unde am pornit. Imaginează-ți, ești pe o plajă foarte faină, în Poros, e Grecia, și tu te duci la muncă. Cum e asta? E greu? Dar zice că după masă vă lăsa liber, nu e adevărat? Era umbră? Noi munceam și între. Era pauză de căldură, nu de muncă. Era prea cald. Ai fost de la începutul, da, filmului, ai rezistat în sală, că ai râs. Am râs foarte bine. Foarte bine. Mai ales la momentul tău, mi s-a părut asta de film să vorbim. Apreciez. Filmul a fost foarte bun. Chiar foarte bun. Am râs, mi se pare că e un film mai bun decât Nuntă pe bani, că l-am văzut și pe ăla, tot aici. Și mi-a plăcut foarte mult Costel. Mi se pare că, nu știu cu cine am vorbit mai devreme, dar asta, ideea asta că simți evoluție tot timpul, asta mi se pare extraordinar și cred că bravo lor și că fac un film așa cu echipă din Cluj, cu intenția asta de a crește
și de a avea tot mai mult, toți mai mulți oameni de industrie, profesioniști aici, mi se pare fantastic. Nu le fă nicio poză. Nu le fă nicio poză. Domnul Sândean Ovadiuc, e fotograf. Avea un studio superb în Cluj-Napoca, unde s-au făcut toate afișele. Acum e freelancer și cu bască. Cine îmi face mie poză? Iosif Miclăuș, fostul meu elev. Ce am fost și ce am ajuns? No, știam, mă apucam de filme de acum 20 de ani. Cristi Ilișoan, strângem-mă în brațe. Cristi, dragă, al treilea film. Deci ați închis un ciclu, da? Da. Mirciulică, Cunoașterea lui, Nunta pe bani și acum Moartea în vacanță. Cel mai complex film, filmat în 3 țări, 150 de oameni în distribuție, mai, iunie 2023, a stat firma la el. Da. Măi, a fost o chestie de anduranță, adică un proiect foarte mare și ne-am hamat la el exact cum ne-am hamat la orice proiect, neștiind cu ce să mănâncă. Adevărul e că eu n-am jucat în el, că treceați de 1,5 milion, dar urmează filmul 4, nu despre asta e vorba. Care au fost provocările? Băi, provocator să joci cu doi, adică să ai un film cu doi oameni cu personalitate foarte puternică, cum e Costel, Maria, la fel și Mircea, adică trei oameni care au personalitățile lor și tu vii să le zici, bă, fă aia și trebuie să știi să te pliezi un pic pe stilul lor și să-i lași să, cum să zic, să ofere ce au ei mai bun, fără să te gândi, adică fără să încerci să obții tu ce ai vrut, ci mai bine să vezi ce poți obții mai mult cu energia lor. Și cred că asta a fost provocarea. Bun, în același timp și eu înțeles responsabilitatea rolului. Deci sigur. Staruri. Da, ei sunt mai mult decât actori, din punctul meu de vedere. Mai mult decât actori, ei sunt oameni care au brandurile lor de comedie. Și atunci ei se simt obligați, ca în orice film sau în orice joacă ei, să... Să se vadă patentul, patina aia. Să se vadă patentul, exact. Și cumva să aibă branding-ul ăla de actor de comedie, pentru că cu ăla după aia se duce la show-uri și, mă rog, ei... Deci trebuie să-ți păstreze ștacheta acolo, indiferent exact. În ce... Faptul că am știut din start cu cine să facem filmul ne-a ajutat mult în scrierea scenariului, adică aveam replicile în cap în momentul în care scriam Costel, 2 puncte. Deja știam cum zice Costel sau cum aș vrea să zică Costel. A fost fain, adică a fost mișto, ne-am distrat mult și la scenariu. Sincer, speram să accepte, dar nu eram foarte sigur că acceptă. Am dus... Cine a fost factorul determinant în a accepta? Scenariu, 100%. Adică la început de Costel era, da, nu știu să zic băieți, nici nu aveam credere mare în noi. Când am văzut scenariul, am zis, mă bag, dar cine e fata? Maria. Mă bag 100% dacă e Maria. Bă, Nicule, adevărul că am mințit la fata cu bani, nu a fost chiar 1 milion. Dar sper să nu vadă multă lume vlogul să se toarnă, știi? Sper să fie, să-l vadă puțin oameni. Ciocu mic. A fost primul film în care am mai împărțit greutatea de rolul principal. Adevărul că e filmul lui Costel. Și eu sunt tip acolo care rolul meu e să-l pun în evaluare pe Costel. Am înfurat meserie și la regie de la Maria. Și da, mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mai mult ca și la celelalte filme, pentru că a fost și chestia asta exotică. Am mers în Grecia. Nicu, ne trezeam dimineața la 6, filmam 14, stăteam la piscină toată ziua. Mă rog, toată ziua până la 4 când mai filmam o tură. Bine, în podcast ai zis că e mai greu, dar am microfon. Greu, dar am avut pauză atunci la piscină. Da. Ce vis să muncești de la piscină? Ce vreau să zic, acum urmează responsabilitatea asta de a distribui filmul. Cum merge distribuția? Cum să vând biletele? Păi Clujul e primul care îl vede, adică azi e vineri. Vineri, sâmbătă, duminică se poate vedea numai la Cluj, deci de luni începe restul țării. În momentul în care ai încredere în film, deja nu te mai gândești așa la mult la cifre. Te gândești numai să vină oamenii să se simtă bine. Luați-vă bilete și înscrieți-vă la tombolă, la concurs, premii mari în Dubai. Excursie în Dubai, 4 persoane, 8 zile, all inclusive, dacă ți-ai bilet de la Cinema City. Mulțumim frumos, succes cu tot ce faceți. Mulțumim. Și în filmul 4 o să mă bage și pe mine. Am ajuns bătrân să cerșez roluri.